Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Una dintre întrebările din genericul clipurilor din această serie este: crezi că este imposibil să cobori, apoi să urci, dacă te deplasezi pe o dreaptă? Vreau să profit de această întrebare pentru a lămuri câteva dintre lucrurile legate de noțiunile de sus și jos, deoarece am observat că uneori ele sunt interpretate greșit. V-ați pus vreodată întrebarea ce înseamnă sus și ce înseamnă jos? Este, de pildă, luna sus și pământul jos? Toate corpurile se atrag între ele prin forțe pe care le numim forțe gravitaționale. Aceste forțe sunt proporționale cu masele corpurilor care se atrag, dar sunt atât de slabe încât, ca să le simțim, trebuie corpuri cu mase foarte mari, imense. Trebuie, de pildă, o planetă întreagă, Pământul, ca să producă această forță slabă pe care o numesc greutatea acestei cărți. Deci greutatea unui corp este forța cu care el este atras de Pământ, iar această forță este proporțională atât cu masa Pământului, cât și cu masa corpului respectiv. De aceea corpurile au greutăți diferite și tot din această cauză greutatea lor se schimbă dacă le ducem pe altă planetă sau pe lună sau pe un alt satelit natural. Ce legătură au toate astea cu noțiunile de sus și jos? E simplu. Aici pe Pământ numim jos sensul forței cu care Pământul atrage un corp, iar sus sensul opus. Asta înseamnă că direcțiile de sus, respectiv jos, sunt diferite și depind de locul în care ne găsim pe Pământ, așa cum vedeți în acest desen. Desenul ne sugerează și un alt mod de a defini sus și jos aici pe Pământ, și anume jos ar fi spre centrul Pământului, iar sus ar fi sensul opus. Am arătat în clipul Cădere prin centrul Pământului, găsiți linkul în descriere, ce s-ar întâmpla dacă am avea un tub vidat care ar uni cei doi poli geografici ai Pământului și am lăsa un corp să cadă în acest tub. Am calculat acolo ce viteză ar avea corpul când ar trece prin centrul Pământului, în cât timp ar ajunge dincolo și așa mai departe. Acest clip lămurește întrebarea de la care am pornit aici, deoarece se observă ușor cum corpul lăsat să cadă liber coboară până ajunge în centrul Pământului și urcă după ce trece de centrul Pământului, deși s-a deplasat tot timpul în linie dreaptă. Deci este posibil să ne deplasăm în linie dreaptă și până într-un loc să coborâm și de acolo încolo să urcăm. Dar vreau să vă arăt că lucrurile sunt un pic mai complicate decât atât. Am definit, deci, noțiunile de sus și jos cu ajutorul unui câmp gravitațional. În jurul Pământului există un câmp gravitațional, în jurul oricărui corp ceresc, de fapt, dar numai în cazul corpurilor suficient de mari putem să simțim efectele lui. Prin acest câmp, Pământul acționează asupra corpurilor de la suprafața lui și asupra celor din jurul lui. Și în felul acesta, corpurile, dacă sunt lăsate liber, vor cădea spre centrul Pământului, adică în sensul pe care îl numim jos. Deci, într-un fel, câmpul gravitațional al Pământului face ordine în spațiul din jurul nostru, dându-ne sensurile de sus și jos. Corpurile se adună, dacă sunt lăsate liber, jos și nu plutesc peste tot în jurul nostru, așa cum se întâmplă în imponderabilitate. De asemenea, aici pe Pământ nu trebuie să fixăm corpurile de suprafața Pământului ca să rămână acolo. Gravitația are grijă de acest lucru. Nu trebuie să ținem apa închisă în recipiente, pentru că tot gravitația o obligă să stea lipită de suprafața Pământului, în mări, oceane, râuri și așa mai departe. Nu trebuie să ne legăm de pat când ne culcăm, de teamă că ne vom trezi pe tavan. Dar veți vedea mai încolo în acest clip
că se pot defini noțiunile de sus și jos și în absența unui câmp gravitațional, urmând ideea de la care a plecat Einstein ca să ajungă la teoria relativității generale. Deocamdată să aflăm dacă putem atât coborî cât și urca, deplasându-ne pe o dreaptă care nu trece prin centrul Pământului. Priviți acest desen. El reprezintă o versiune mult mărită a unui pod, adică ceea ce ar fi un pod imens, un pod fantastic de mare. Conform definițiilor pe care le-am dat până acum pentru sus și jos, să cobori înseamnă să te apropii de centrul Pământului, să urci înseamnă să te îndepărtezi de centrul Pământului. Atunci este clar că dacă ne deplasăm de la A la J, coborâm. Iar dacă ne deplasăm de la J la B, urcăm. Și bineînțeles că dacă schimbăm sensul de mișcare, atunci coborâm când ne deplasăm de la B la J și urcăm dacă ne deplasăm de la J la A. Dar asta înseamnă că de câte ori ne deplasăm dinspre un capăt al podului spre mijlocul acestuia, coborâm. Și de câte ori ne deplasăm dinspre mijlocul podului spre unul dintre capete, urcăm. Ceea ce am descoperit cu ajutorul podului este adevărat pentru orice deplasare în linie dreaptă sau pe un plan. În acest desen, de pildă, se vede că dacă ne deplasăm pe dreaptă, pe dreapta trasată, coborâm când ne apropiem de punctul J și urcăm atunci când ne îndepărtăm de acest punct. Pentru că punctul J este punctul cel mai jos de pe dreapta sau planul respectiv, pentru că am spus că poate fi vorba și despre un plan. În concluzie, nu numai că este posibil atât să urcăm cât și să coborâm deplasându-ne pe una și aceeași dreaptă, acest lucru se întâmplă pentru oricare dreaptă. De câte ori ne deplasăm în linie dreaptă, aici, la suprafața sau în vecinătatea sau în interiorul Pământului, fie ne apropiem, fie ne îndepărtăm de centrul acestuia. Ceea ce înseamnă că fie urcăm, fie coborâm. Nu ne putem deplasa în linie dreaptă fără să ne apropiem sau să ne îndepărtăm de centrul Pământului. Mai mult decât atât, pe fiecare dreaptă există un punct pe care l-am numit cel mai jos punct și dacă trecem prin acel punct, urcarea devine coborâre, iar coborârea devine urcare. Dacă vrem să nici nu urcăm, să nici nu coborâm, trebuie să ne deplasăm pe un arc de cerc, al cărui centru se găsește în centrul Pământului. În așa fel încât să rămânem tot timpul la aceeași distanță de centrul Pământului. Așa se deplasează, de pildă, vapoarele. Vedeți acolo arcul de cerc pe care se deplasează vaporul, care nici nu urcă, nici nu coboară. Și, de asemenea, avioanele, dacă vor să-și mențină altitudinea constantă. Doar în aceste cazuri nici nu urcăm și nici nu coborâm. Unii s-au gândit că ne-am putea folosi de faptul că deplasându-ne pe o dreaptă putem coborâ până într-un punct și urca de acolo încolo, construind tuneluri foarte lungi și foarte adânci în linie dreaptă, care ar lega între ele principalele orașe ale lumii, așa cum vedeți în desen. Prin aceste tuneluri ar putea să circule trenuri de foarte mare viteză. Faptul că până la jumătatea drumului trenul coboară îl ajută să atingă viteze foarte mari și faptul că atunci când se apropie de destinație urcă îl ajută să frâneze. Din păcate, pentru această idee, Pământul are o scoarță solidă, foarte subțire în comparație cu raza lui. Grosimea acestei scoarțe ajunge la 100 și ceva de kilometri sub continente, dar sub oceane ea este doar de maximum 10 kilometri. Pentru ca tunelurile de mii de kilometri să poată fi construite în linie dreaptă, ele trebuie să ajungă la adâncimi foarte mari. Adâncimea maximă la care ar ajunge aceste tuneluri ar fi mult mai mare decât
grosimea scoarței Pământului, ceea ce ar însemna că ele ar trebui să treacă prin straturi de magmă vâscoasă și în mișcare. Și posibilitatea construirii unor astfel de tuneluri depășește cu mult mijloacele tehnice pe care le avem azi la îndemână. Am văzut, deci, că noțiunile de sus și jos sunt legate aici pe Pământ și, în general, pe corpurile cerești sau lângă corpurile cerești de câmpurile gravitaționale. Dar în spațiul cosmic, departe de orice planetă sau stea, în cazul în care câmpurile gravitaționale sunt foarte slabe, având un efect neglijabil, se poate vorbi despre sus și jos? Nu. Dacă am fi într-un astfel de loc, am vedea peste tot în jurul nostru stele, indiferent de poziția pe care am luau-o, ceea ce înseamnă că nu există o direcție privilegiată pe care să avem sensurile de sus și jos. Dar în cazul Lunii și Pământului, depinde de locul în care ne aflăm. Dacă suntem pe Pământ sau în apropierea Pământului, câmpul gravitațional al Pământului este mai puternic și atunci Pământul este jos, Luna este sus. Dar dacă suntem pe Lună sau în apropierea Lunii, câmpul gravitațional al Lunii este mai puternic și atunci senzația noastră este că Pământul este sus și Luna este jos. Dar dacă ne uităm la sistemul Lună-Pământ de la mare distanță în sistemul nostru solar, atunci nu mai este nici unul dintre cele două corpuri cerești sus și nici unul jos. Dispare noțiunea de sus și jos pentru ansamblul celor două corpuri. Dar într-o navă cosmică avem sus și jos. Aici avem două situații diferite. Întâi, dacă nava se găsește într-un câmp gravitațional. Atunci, dacă nava se mișcă liber în acel câmp gravitațional, atunci în interiorul ei avem starea de imponderabilitate, pentru că toate corpurile din interiorul navei se mișcă la fel cu nava. Și deși se găsesc toate într-un câmp gravitațional, mișcându-se liber în acel câmp gravitațional, corpurile din interior nu mai simt efectul câmpului gravitațional și avem stare de imponderabilitate, deci nu avem sus și jos. Asta se întâmplă, de pildă, în stația orbitală. A doua situație, nava se găsește într-un câmp gravitațional foarte slab, într-un câmp gravitațional neglijabil. Atunci avem sus și jos în navă? Nu. Dacă motoarele navei nu funcționează, nava se mișcă doar din inerție, atunci la fel se mișcă și toate corpurile din interiorul ei și avem din nou stare de imponderabilitate. Dar putem să facem în așa fel încât cei de pe navă să se simtă exact ca pe Pământ, adică putem să simulăm un câmp gravitațional. Putem să facem să apară sus și jos. Și putem face acest lucru în două moduri. Prima metodă este aceea de a accelera nava, așa cum vedeți în acest desen. Am vorbit despre acest lucru în clipul din această serie cu titlul Imponderabilitate, al cărui link, ca de obicei, îl găsiți în descriere. În acest desen, cel din navă se simte exact ca pe Pământ, dacă accelerația navei este de 9,81 metri pe secundă la pătrat, adică atât cât este și accelerația gravitațională a Pământului. Ceea ce pentru noi este dreapta, pentru cel din navă este sus. Și ceea ce pentru noi este stânga, pentru cel din navă este jos. Dacă persoana din navă se urcă pe un cântar, acesta va arăta aceeași greutate pe care ar arăta-o pe Pământ. Dacă scapă ceva din mână, obiectul va cădea în jos, în sensul lui de jos, cu aceeași accelerație cu care ar cădea pe Pământ, 9,81 metri pe secundă la pătrat, deoarece obiectul rămâne în urmă față de navă care accelerează. Deci, tot ceea ce se întâmplă în navă se întâmplă exact ca pe Pământ, exact ca în cazul în care
persoanele și obiectele din navă s-ar găsi într-un câmp gravitațional. Persoanele din navă n-ar putea să spună, dacă n-ar ști, dacă sunt într-o navă care accelerează sau într-un câmp gravitațional. Aceasta este observația de la care a plecat Einstein în elaborarea teoriei relativității generale. Voi vorbi într-un clip și despre acest lucru. A doua metodă prin care putem să simulăm gravitația și să facem să apară sensul de sus, respectiv cel de jos, este aceea a rotirii. Pentru deplasările de lungă durată există ideea realizării unor nave imense care să aibă formă de inel, așa cum vedeți în aceste desene. Rotația inelului în jurul centrului lui geometric ar produce în interiorul lui o forță centrifugă care ar acționa asupra oamenilor și a tuturor obiectelor din interior, foarte asemănător cu o forță gravitațională, așa cum vedeți în aceste desene. Rotația poate deci simula gravitația, ducând astfel la apariția direcției sus-jos. Putem deci simula un câmp gravitațional și apariția direcției sus-jos, folosindu-ne de accelerații, pentru că și mișcarea de rotație presupune o accelerație, se numește accelerație centripetă. Dar dacă facem așa, mai e adevărat faptul că deplasându-ne pe o dreaptă putem fie să urcăm, fie să coborâm? În primul caz, nu. Deplasarea pe o dreaptă se face în această situație, fie urcând, fie coborând. Și nu există un punct în care să trecem de la urcare la coborâre sau invers. Deoarece nu există pe nicio dreaptă și pe niciun plan un punct care să fie cel mai jos în această situație. Pentru toată lumea din navă, direcția sus-jos este exact aceeași. Și asta face imposibil să ne deplasăm atât în sus cât și în jos pe una și aceeași dreaptă. În al doilea caz, cazul în care nava se rotește, aici e mai interesant, pentru că aici nu mai avem un punct pe o dreaptă sau pe un plan care este cel mai jos. Aici avem un punct care este cel mai sus. Și asta înseamnă că dacă am acolo un corp care se rostogolește în punctul respectiv, o bilă, de pildă, dacă o îndepărtez de punctul respectiv, ea va începe să se rostogolească îndepărtându-se mai departe singură de punctul din plan sau de pe o dreaptă, care este cel mai sus. Dar lucrurile sunt un pic mai greu de descris aici și nu voi insista asupra acestui lucru în acest clip. De acum încolo gândiți-vă când traversați un pod că dacă podul ar fi perfect orizontal și perfect plan, atunci până la mijlocul lui coborâți și de la mijlocul lui încolo urcați. Dar nimic nu e perfect. În concluzie, pe Pământ și în general pe planete, sateliți, pe corpurile cerești, pe orice dreaptă sau plan există un punct care este cel mai jos. Așa că dacă ne deplasăm de-a lungul dreptei sau planului, atunci trecând prin acest punct, trecem de la coborâre la urcare. Dacă ați crezut că sus și jos sunt noțiuni clare, simple, evidente și universal valabile, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!